Haide, dă-mi o îmbrățișare. Ceva, maică. Ce să fac? Uite, te-am adus la shopping. La shopping? Da. Ce shopping vrei tu aici? Păi, o femeie că se duce la shopping, că își cumpără pantofiore, își cumpără gentuțe, mai cumpără un sutien, mai cumpără de-astea utile. Și m-am gândit să-ți fac o surpriză. Oh, vrei să te sutien? Nevoie de un sutien. Nu. Dar fii atent. Uite acolo, vezi? Corturile alea. Știi ce e acolo? Corturi. Sunt corturi, da, dar știi ce se întâmplă, ce eveniment e acolo? Nu. Acolo este un salon de biciclete și m-am gândit că așa de milă mi-a fost de tine când ai venit și m-ai luat de la aeroport. A venit el la aeroport frumos, mi-a zis, vezi că vin cu un CRV ca să te ajut și să vă iau de la aeroport. Am încurcat mașinile. Suntem patru oameni cu patru valize. Și a apărut Tudorica al meu la aeroport cu un Honda Jazz. Zic, mă, Tudor, dar CRV-ul ăla, zic, n-am auzit bine. Păi, nu știu, zice... L-am spălat și a intrat la apă. Și a intrat la apă, da. Am încurcat. Și pentru că mi s-a rupt sufletul de tine că ai rămas pe destru, că în afară de faptul că a trebuit să iei și două valize cu tine, că ai, dacă te-a mâncat undeva, bună ziua, ai dat belea, ai căpătat. Acum, legând povestea cu Băneasa, uite, te-am adus la salonul de biciclete. Așa. Pentru că m-am gândit să ai o soluție de forță majoră întotdeauna, să nu rămâi pe destru și să ai o bicicletă, eventual, mă gândeam eu chiar la o bicicletă cu portbagaj. Bicicletă cu ataș, o bicicletă cu remorcă, o ceva acolo, să ai o surpriză. Mai rămâne să găsim un tren cu pedale și le-am rezolvat pe toate. Mm-hmm, mm-hmm. Și cu atât mai mult cu cât de data asta chiar avem un Honda CRV, portbagajul este de 600 de litri. Trebuie să găsim nu doar o bicicletă, ci două sau poate cine știe, o variantă alternativă să le punem în portbagaj. Una așa gen Lego, să facem mai mare, mai mică eventual. Da, da. O, ok. Dorința ta poruncă pentru mine să fie. Hai să mergem. Hai. Hai. Tudor, ce drăguțe sunt. Ce mă? Ia uite, asta am găsit-o pentru tine. Adevărul e că asta e foarte bună pentru un bagaj. Pentru tine, ia, te rog frumos să o încerci. Are limite de kilograme? Are, da. Are? Cât? 100? Spre 20, așa. 20 doar? A rămas trotineta mică. Da. Cineva a spălat apa, trotineta. Da. S-a întâmplat și CRV-ul. Da, da. Bă, la cartul ăsta ai belea. Cât? 60 de kilograme. Mamă, depășesc. Da, cred că... Face cineva concurență. Da, cred că asta ar fi mortală pentru Cezar. Dacă o vede Cezar, ți-a golit contul. Ți-a golit contul, zic eu. Aș urca pe ea, dar nu mi-ajung picioarele. Unde? Păi n-are și pedale, n-are. Păi n-are pedale, că e electrică. Păi și unde? Trebuie să pun undeva picioarele, că trebuie să-mi bag undeva picioarele. Dar o las pe Tudor să încerce, că el este mai mititel. Modul ăsta e. Da. Hai, te rog frumos. Nu, nu încape. Hai, că poți să pui picioarele pe aici, pe afară. Că mai repede o să te descurci cu asta, uite, fii atent. N-are loc airbag-ul. Am aici un airbag, știi? Aia este butelia. Aia trebuie să o lași acasă la bucătărie. Da. 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 Până, și care e chestia mișto? Hai. Stau pe ea. Nu sunt copil, teoretic. Dar nu se rupe. Nu, adică se simte chiar stabilă. Da. Ajută-mă să mă ridic. Opa, așa. Da. Deci... Deci cred că ți se potrivește mai bine ție decât mie. Este extraordinar. Dacă mi-aș mai ridica chitonul, îți dai seama să l-am undeva aici. Și atât se și poate. Se poate? Da. Ia. Nu, asta nu. Dar în momentul în care îți poți primi. Deci cum sunt astea? Sunt modulare? Sunt... Da. Uite, primești așa o cutiuță cu piese. Te apuci de... Sau mai mari. Cu... Ce tare, un fel de bicicletă de la IKEA.
Da. Sau de la Lego, dacă îți place mai mult, depinde. De la Lego, da. Că alea de la Ikea de obicei nu sunt de o calitate senzațională. Se montează odată și gata. Da. Și cât durează să o faci? Depinde de model. Astea și de îndemânare. Dar Silviu e îndemânatic. În cimte ți-a făcut-o. Și eu cred că te-am căzit și de mine. Vreau deja să mă simt bine. Păi da, tu ești utilizatoarea, beneficiarea. Eu în 10, nu? 4,5. Hai. Ore. Deci a trecut de alea 3 secunde. 4,5 ore. Da. Da. Deci am ajuns aici la standul ăsta de biciclete. Și tu ai spus că vrei să iei bicicletă. Fără pedale, spre exemplu. Fără pedale. Da. Ce zici? Te baci? Hai să vedem, să faci picioarele. Ala e. Okay. Fac și drifturi. Hai mă, Tudor, să ne uităm la ceva mai pentru noi. Ceva mai pentru noi, nu? Da. Dar pentru dă-și mai bine crescut, așa, da. Ce aveți? Există și pentru voi ceva. Da. Ia, arată. Hai să vedem. Nu pot să vă arăt decât în varianta digitală. Am înțeles. Atunci o să punem noi un link să vedem cu ce vă puteți distra și voi. Da. Păi și noi ce băgăm o mașină? Acum vedem. Tudorica, vezi că uite, am luat CRV-ul și vin acum în fața intrării. Și să vedem, eu am mai o emoție, nu știu dacă încape cartul ăla în portbagaj. Hai că încape, în ultima instanță l-a bătat bancheta. Acum banchetele l-a bătat de 1,82 m, nu nici mai platforma de încărcare. Adică încăpem și noi, sunt întinși. Da? Da. Bine. Hai. Hai să vedem. Uite, vezi că am și ajuns, ia. Da, acum ieșim și noi. Hai. Să vedem dacă încape. Fii atent, eu deschid portbagajul din telecomandă și pe tine să te văd cât de braț ești și cum o pui cu cartul ăsta în portbagajul mașinii. Are 600 de litri, dar fii atent că e voluminoasă jucăria. Trebuie să rabatăm bancheta. Rabatăm bancheta! Te ajut? Hai de partea ailaltă. Încă sunt cu spatele. Hai să vedem dacă e de off-road. Uite că e de off-road, a trecut peste. Hai, auzi, dar roțile sunt blocate? O să se plimbe în portbagaj? Păi nu, că și cum facem? O încurăm. Unul din... Da, păi are niște... Nu, mergem în portbagaj și ține de ea. Are inele de ancorare, măi. Nu te grăbi. Așa. Are portbagajul inele de ancorare, uite, aici și aici. Și legăm și gata. Și gata. Și cu ce legăm? Și cu ce legăm? Ai cură la pantaloni? Am. E bine. Da. Bun. Sau poți să stai tu în portbagaj și să ții de ea, că ești deja obișnuit. Dar ce? Și tu ai stat în Honda Jazz în portbagaj. Adevărul că e cam greu să stai în portbagaj să conduci. Chiar și pentru tine. Out. Iar pentru tine cum facem? Comandăm bicicleta... Online. Da. Uh-huh. O comandăm online. Ești pretențios? Îmi faci și o surpriză, așa. Ca de obicei. MTB sau șosea? Da. Da. Așa. În schimb... De mers din bucătărie până în living și înapoi? Așa, nu da. Stau totuși în palat, dar e ok. Dar? Cezar o să fie foarte fericit. Mamă, deci Cezar peste o lună de zile împlinește 6 ani și cred că o să facă pe el de bucurie când o să vadă splendoarea asta de cart. Nu e nici bicicletă, e mai mult cart, nu? E un cart, da. Asta e cam bancul ăla cu Badea Ghio și Badea Ion stăteau pe deal și în dreptul lor au trecut niște cămile și Ghio îl întreabă pe Ion, zice, nu mă Ioane, nu, și aia. Și zice, nu, aia ori ceva, ori mere undeva. Astăzi ne bucurăm de cea de-a 6-a generație a acestui model, care cred eu că o să-ți placă. Este totodată și cea de-a 2-a generație cu sistem hibrid de propulsie. I-am testat și... generația precedentă cu sistemul ăsta hibrid și e foarte, foarte mișto. Să nu uităm totuși că Honda are experiență în domeniul ăsta. Da, deci primul lor prototip hibrid a fost în 1997. 97?
Conceptul GVX-ul ăla. GVX-ul, da, care ulterior s-a transformat în Honda CRZ. Care a apărut în 99. Nu, ăla Insight-ul a apărut în 99, Insight. Iar CRZ-ul, cupeul, a apărut în 2008, ceva de genul ăsta, și l-a omorât criza economică. Când au făcut prototipul, ei deja îl studiau de niște ani, adică ei studiau de niște ani soluția asta hibridă. Da. Ce zici de Borg? Măi, trebuie să recunosc că... Arată premium. Da. Da. Da, adică și față de generația precedentă, este la alt nivel, chiar la alt nivel. Adică mă uit, uite de știu cum au făcut plasa asta, gen structură fagure. Uite, vezi, e o chestie. Au păstrat butoanele fizice, ca și la jazz. Au butoane fizice, au butoane fizice aici. Toate astea sunt butoane fizice, nu sunt touch-uri. Și ascultă un pic. Muzica? Nu. Cricketul ăsta și îl simți la mână, ceea ce mi se pare o treabă foarte mișto. Plus bordul digital și mai are o chestie foarte mișto. Vezi, aici avem hartă, avem navigație, avem oricum e cu Android Auto. Și mi-arată camera. Știi? Camerele, că sunt pe partea și mai multe, da. Dar ideea este că folosește camerele respective astfel încât să vezi. Exact. Da. Are 148 de cai motorul termic și 184 în total cu motorul electric. E oricum un sistem bun, nu este un rocket car. Adică face suta în vreo 9 secunde și jumătate asta cu tracțiune integrală. Au și o versiune mai ieftină cu tracțiune față, care e un pic mai rapid, adică 9 secunde. Pentru jumătate de secundă parcă nu ar merita. Să-ți arăt ce mai poate mașina asta. Hai să vedem. Vezi? Am două papornițe. Gata, a mers. Ai deschis-o din telecomandă? Nu. Păi cheia e la tine. Na. Așa. Auzi, dar stai așa. Hai că vreau să văd altceva. Ia, vino încoa. Ia. Asta este un grup de indicație. Hotel mașina. La hotel mașina. Aoleu. Hai, maică. Aoleu, ziceai că ești suplă ca o căprioară. Sunt suplă ca o căprioară. Ia închide portbagajul. Acum, stai să scot telecomanda. Ne hodinim. Ia-ți piciorul de acolo, că n-ai decât două. Are loc. Era imediat. Un pic nu mai conta. Are loc. Deci chiar poți să tragi un pui de somn aici. Da. Bine ați venit la bordul lui Honda CRV. Deci fii atent cât de lung este portbagajul. Da. Deci, auzi? Aud. Nu vreau să sune kinky, dar mai încapem cu persoană. Ta-da! Iată fi că pliară sunt. Da. Hai să-ți arăt o chestie foarte interesantă la portbagaj. Horia, vino încoace. Are un sistem de compartimentare integrat. Foarte simplu și foarte eficient. Ai niște de-astea care le montezi aici, așa, care se așează aici în niște zone pretăiate. Da. Și mai ai și vari... Dar asta și... de ce? Ca să spui bagajele? Să ca spui... să... Dacă vii cu chestii mai mici, știi, pe care... Na, vrei să nu se agite prin portbagaj de colo-colo. Le pui aici și ai compartimentat portbagaj. Îmi pare ineficient, tot cârligul ăsta rămâne. Da, dar poate ai un măr, nu un măr, poate ai o... Aici ai kitul de pană, da, și un extintor și tusa medicală. Dar poate ai un pepene sau o minge de bowling. Cinci plusuri și cinci minusuri ale lui Honda CRV. Honda a păstrat butoanele clasice pentru ventilație și reglarea temperaturii. În plus, acum are și buton fizic pentru volum. Podeaua din spate este aproape complet plată, ceea ce ne-a ajutat foarte mult atunci când am fost 5 în mașină. Volumul portbagajului este excelent cu cei 620 de litri ASI.
Mulți spun că stopurile verticale din spate de la CRV seamănă cu cele de la Volvo, dar uită că de fapt prima generație de CRV din 1995, deci acum aproape 30 de ani, erau tot verticale. Vizibilitatea excelentă în toate direcțiile. Ce m-a deranjat este că mașina este economică, a consumat la nivel de Tico, cine știe ce înseamnă, dar are dita mai ornamentele false de evacuare. Stilul cu butoane pentru transmisie nu este chiar foarte intuitiv, dar poate fi o chestie de obișnuință. Cutia de viteze cu variație continuă, chiar dacă este eficientă în privința reducerii consumului de carburant, îți anesteziază orice dorință de condus sportiv. Pe Roxana a deranjat-o centura pentru locul central din spate. Te cam taie la gât dacă nu ești atent. Chiar dacă podeaua este plată în spate, trei persoane adulte și mai bine crescute s-ar putea să nu aibă suficient loc la nivelul umerilor. Da, picioarele în cap, dar umerii nu. Exact. Ia, că te caută. Ați văzut ce bine stau două girafe într-un CRV? Ha? Inclusiv întinse. Inclusiv întinse, a nu se înțelege altceva. Mi-ai făcut capă mare cu dotări, cu portbagajul, cu butoane, cu încălzire. Cu încălzire în volan, da. Cu ventilație în scaun, cu piele, cu trapă panoramică, cu alea, da. Dar spune-mi și cât costă? Păi versiunea asta este 54.550 de euro. 54.550 de euro? Da, dar... Cu tot cu cartul ăla care l-am luat de la... Cred că rezolvăm și cu cartul ăla. Dar să știi că... Da. Dar să știi că mai are o versiune un pic mai jos, cu vreo 4.000 de euro mai ieftină, care merită luată în considerare. Versiune față, probabil. Nu, e integrală. Da? Versiunea de bază, care este... Ce? Păi 4.000 mai ieftină decât asta, adică 54.550 minus 4.000, 50.550. Aha. Am vorbit prea repede? Mă rog. Și mașina pornește de la cât? 47.550, dar este cu tracțiune față. Față. Da. Și mai există, peste toate astea, o versiune plug-in hybrid cu o autonomie electrică de vreo 80 de kilometri, care este un pic mai scumpă. Un pic mai scumpă, de la 54.000 se duce un pic mai scumpă? Pe aproape de 60, dar mai bonusul ăla de la Rabla și... Man. Da, ăla are avantajul că îți consumă mai puțin, că are portbagajul mai mare, că... Asta, hibridă, are bateria în portbagaj. Aia care este plug-in hibridă, are bateria în podea. Și atunci îți mai eliberează din portbagaj. Dar, într-adevăr. Într-adevăr, Tudor mi-a făcut capă mare cu Honda CRV. A șasea generație. A șasea generație. Nu eu, mașina. Mașina, l-am arătat spre mașină. O mașină foarte bine dotată, o mașină frumoasă, o mașină bună de familie, foarte plăcută. Silențioasă, mulțumesc. Ați văzut două girafe în cap foarte bine într-o mașină. Sunteți la RRT. Sunteți la RT Show. Dați un subscribe, un share și un like și ne vedem data viitoare. Două girafe v-au pupat.